Bine ați venit și bine v-am găsit, balauri, șamani, spirite și spirituși. Stați domol și să purcedem spre o nouă poveste furată din adâncurile No Sleep. Cred că toți ne-am dorit cândva să avem o jucărie cu care să putem vorbi. Dacă păpușa preferată ar prinde glas, ar fi fost minunat. Ne-am fi putut juca mereu. Puteam vorbi despre orice, dar când dorințele devin realitate, oare sunt cea mai bună alegere? Abby, păpușa care vorbea cu mine. Era ziua mea de naștere și am împlinit 5 ani. Unchiul meu, Scott, mi-a adus o păpușă ciudată. Mi-a spus că aceasta este o păpușă magică. Una pe care doar eu o puteam auzi vorbind cu mine. Am crezut că e o prostie, pentru că niciuna dintre celelalte păpuși ale mele nu puteau vorbi. Dar apoi, după ce petrecerea s-a terminat și mama m-a băgat în pat, păpușa a vorbit în cele din urmă. M-a întrebat, ești trează, Lily? Și iar eu am întrebat-o de unde îmi cunoaște numele. Păpușa m-a privit și mi-a spus că știu că toate fetițele se numesc Lily. Am fugit din dormitorul meu și am spus mamei. Păpușa mea a vorbit cu mine, mami. Iar mama a intrat în dormitorul meu încă obosită. I-am spus păpușii, salută pe mami, dar păpușa nu mai vorbea acum. Mama s-a întors în pat fără să mă creadă. Apoi păpușa a spus, îmi pare rău, Lily, dar mama ta nu ne poate auzi. De ce nu poate? Am întrebat-o eu. Pentru că, dacă știe că pot vorbi, îmi voi pierde magia. Am cerut scuze, iar ea mi-a spus că este în regulă pentru că nu știam. Iar apoi m-am culcat. În timp ce ochii strălucitori ai păpușii mele mă priveau. A doua zi, ea a spus, vrei să-ți spun un secret? Da, spune-mi, ce este? Jucăria mi-a spus că are un nume. Am întrebat-o care este acela, iar dânsa mi-a spus că se numește Abby. Acesta e un nume grozav, am exclamat. Acum spune-mi tu un secret. Pentru că atunci când îmi spui un secret, îți voi spune și un secret, dar trebuie să fie și invers. Așa că i-am spus. Mama m-a uitat odată la benzinărie, iar din motive necunoscute, asta i-a atras atenția. Și în săptămânile ce au urmat, eu și ea bine am spus multe secrete una alteia. După cum mi-a spus dânsa, ea a văzut multe alte fetițe. Iar spune că odată am furat un furțec din borcanul pentru prăjituri sau alte secrete. Dar niciunul dintre ele nu a avut același impact ca primul și nu păreau să o intereseze pe Abby. Iar eu n-am putut să înțeleg de ce la momentul ăla. Într-o noapte, totuși, mama m-a băgat în pat din nou. Iar Abby i-a întrebat, ești trează, Lily? A spus da. Este greu pentru mine să adorm cu ochii tăi strălucitori privindu-mă. Lily, pentru că ești cea mai drăguță fată pe care am cunoscut-o vreodată, am o surpriză pentru tine. Ce este? Am întrebat entuziasmată. Este ce vrei tu să fie. Trebuie doar să-mi spui. Poate fi o bicicletă nouă? Da, poate fi o bicicletă nouă, doar să cobori în curte. Și după ce Abby a spus asta, am sărit din pat și am coborât spre bucătărie. Eram pe cale să deschid ușa curții mele, când am observat că afară nu este nicio bicicletă. Am întrebat-o pe păpușa Abby, unde este bicicleta mea? Iar ea a spus, este în întuneric, pur și simplu nu poți să o vezi încă. Am prins-o pe păpușă și am ținut-o la fereastră, iar de dincolo am văzut o figură neclară, un monstru. Una care părea mare, umflată și ascunsă în tufișurile mele, gata să se năpustească. Abby, cu o voce mai supărată ca înainte, mi-a spus, Lily, dă-mă jos chiar acum! Am pus-o jos pe podea și am fugit în camera mea când am auzit-o strigând. Lily, te rog, întoarce-te! Nu are de ce să-ți fie frică. Și când am ajuns în dormitorul meu,
Am încuiat ușa și m-am ascuns sub pătură. Noaptea aceea nu am dormit deloc. A doua zi, mama a bătut la ușa mea, spunându-mi: Lily, coboară scările chiar acum. Am descuiat ușa și am coborât. Și mama mi-a arătat bicicleta de afară și păpușa mea pe podeaua bucătăriei. Mama a spus: Lily, ar trebui să-ți pui jucăriile deoparte, după ce te joci cu ele. Am ieșit afară și am luat noua mea bicicletă. Totuși am observat că sub scaun avea un dispozitiv ciudat. Am pus bicicleta în garaj și nu voiam să mă mai joc cu nimic. Iar când m-am întors înăuntru, am întrebat-o pe mama dacă ar putea să aibă grijă de Abby o perioadă. Mama mi-a spus că sigur și că va avea grijă de ea. De atunci au trecut 10 ani, iar eu mă uitam prin niște cutii vechi când mi-am găsit păpușa pe Abby. Am observat că era acoperită de praf și abia întreținută. Materialul se rupea, iar vopseaua se cojea, dar totuși ochii încă străluceau. Nu puteam da seama ce aduce acea strălucire în ochii ei. Așa că i-am scos hainele cu mare grijă. Și am observat că în spate era un fermoar. L-am desfăcut și am privit înăuntru. Acolo erau ascunse o cameră și un walkie-talkie, în împlutura lui Abby. Iar vocea unchiului meu, Scott, a răsunat. Era mai bătrână și mai agresivă acum. O să te iau data viitoare, Lily. Iar asta era motivul real pentru care Abby mă privea dormind. Unele povești sunt mai aproape de realitate ca altele. Ce jucărie v-ați dori să prindă glas din copilărie? Dacă ați putea să faceți asta? Vă mulțumesc că ați rămas până la final și, ca de obicei, apăsați toate butoanele de dedesubt ca să pot face asta full-time și să scriu povești cu ajutorul vostru. Haideți să ajungem la măcar 4.000 de abonați în acest an. Cât despre mine, jucăriile mele preferate din copilărie erau, în general, ori soldăței, ori cărțile de joc, dar cel mai des mă jucam cu plușuri și aveam un cățel care mă proteja. Dar am avut și multe situații amuzante. Acum, dacă stau să mă gândesc la ce povești de viață l-am făcut, probabil nu era cel mai bun lucru să le aduc la viață pe acele jucării și să se recreeze poveștile pe care le-am atașat, pentru că majoritatea nu aveau povești fericite, să spunem. De exemplu, aveam un cățeluș de pluș pe care l-am numit, nici nu mai amintesc acum exact cum l-am numit. Oricum, era un nume de armă. Și cățelul ăsta era cățelul morții, pentru că atunci la televizor era Billy și Mandy. Și cățelul ăsta luam cu mine peste tot și spuneam că mă protejează de fantome. Deci la mine era cățelul ăsta adevărat. Ideea era că atunci când cățelul nu era cu mine, nu erau nici fantome în jur. Deci dacă cățelul ăsta chiar ar deveni real, ar fi o problemă reală, pentru că de fiecare dată când ar apărea, m-ar cotropi fantomele. Și asta mai lipsește. Oricum, intrați și pe TikTok să vă abonați. Să vă văd și pe acolo. Iar acum este momentul să le mulțumim celor care mă susțin lunar și mă ajută să fiu cu un pas mai aproape de a face chestia asta full-time. Sebian Oficial, Anonymous, Haja Paul, Boga Sud, Levi Iavleț, Cristian Cătălin Gavat, Gentleman Rider, Ionuț, Nicoleta MNM, Alexia 8281, Ribu TV, Scarlet Letter, Romimic, Alexandra, Mihai 666, Alexandru Bivol, Darkness, Nesquik, Krampus, Ștefan Jigara, Andrei 007 și Mihai Roibu, cel mai nou membru, bine ai venit la noi. Cât pentru ceilalți muritori și păcătoși, vă mulțumesc că sunteți aici, iar noi ne vom revedea la un alt apus, pentru că vocea Aurorii are și alte povești de furat.